pentru că sunt mai mult, suntem pe drumul drept și încercăm cu toate puterile noastre ca să obținem fonduri europene pentru consolidarea și restaurarea acestei biserici. S-a făcut un proiect mare, s-a luat totul de la capăt și am dat aproape 2,5 miliarde pe proiect. Mai avem de achitat 290 de milioane, cam așa, am încălcat 100 de milioane din altă parte comunitate. Repet iarăși, de când sunt aici, am 15 ani, nu am strâns contribuția. M-a întâlnit pe lume dacă a venit cineva la ușa din avatru să văd. Doar cei care au dat când am fost la zonul și sunt 5 sau 10%. Toată lumea zice, am mai spus lucrul acesta și pare rău că o repet. Nu se mai face, nu se mai face. Cu ce să se facă? Noi am avut anii aceștia cu fondurile bisericii, adică din liturghiile dumneavoastră. Eu vă mărturisesc cu mâna pe inimă că în toți aceștia nu mi-am luat salariul cu cât mi-a fost suficient, adică cât mi-a fost cât necesar de la sfântele liturghii sau așa, dar nu mi-am luat salariul pe statul de plată. Se poate verifica și nu mic lucrul acesta. Dar acum avem nevoie să ne ajutați. Spuneți și la ceilalți dintre vecinii dumneavoastră să dea măcar strictul necesar din contribuție. Am avut cea mai mică contribuție din tot orașul și la sat este 550 de lei. Noi am avut 250, 300 de lei și repet, am dat 5 sau 10% maxim din toți în Oriașa. Și nu sunt mult. Să vădui dumneavoastră, îmi pare rău că spun lucrul acesta în ziua de miere, când bucuria trebuie să fie de plină, dar nu cred că am umbrit din această bucurie, ci fac doar un apel la toți enoriașii și poate nu, și toți cei care vor să facă o contribuție la această Sfântă Biserică, ca să o vedem ca pe o mireasă adevărată a lui Hristos. Încă o dată, sărbători fericite și vă invit la slujbă la Sfânta Liturghie.